femeie din Mehedinți a sărbătorit un veac de viață și a avut parte de o zi specială alături de familie și de apropiați. În ciuda greutăților pe care le-a întâmpinat în cei 100 de ani, doamna Lucreția a rămas optimistă și se bucură acum că i-a alături pe cei doi copii care i-au dăruit 3 nepoți și 3 strănepoți. De ziua ei, femeia a fost felicitată personal și de către primarul Severinului, Marius Creciu. Cum e viața la 100 de ani? Greu, dar ce să facem? Da? Luați loc, hai! Nu vezi bine, nu auzi, nu mai poți să faci treaba cum trebuie să fie. Păi dacă vă odihniți, de ce trebuie să faceți treaba? O să fie greu, e foarte greu pentru mine. La cei 100 de ani, doamna Lucreția are zile când face plimbări scurte și își petrece majoritatea timpului depânând amintiri lângă cei doi copii ai săi. Îi plac mâncărurile care îi amintesc de copilărie și spune că nu are un secret al longevității. Crede cu tărie în Dumnezeu și se bucură de tot ce i-a oferit viața până acum. M-a fost cu mama mea. Mama mea m-a ajutat până am crescut copiii și pe urmă ea a murit, eu am rămas. Fata în copil, băiatul cu mine și ajută copiii, n-am supărări cu copiii deloc. O duc bine, foarte bine o duc. Tata a murit la 82 de ani, iar mama a împlinit acum două zile 100 de ani. Cum vă simțiți că o aveți alături de dumneavoastră și la această? Păi da, știți că se zice că când nu mai ai părinți, ești copilul nimănui. Dumneavoastră ați avut acest noroc, să spunem. Da. Am avut noroc cu mama, da. Ne mai supărăm câteodată că așa sunt momente. Da. Dar, în general, am fost tot timpul cu ea, n-am lăsat-o niciodată singură. Trebuie să am grijă de ea, că e mama. Și apropiații femeii, unii vecini de o viață, o vizitează zi de zi. Cu toți au grijă ca doamnei Lucreția să nu îi lipsească afecțiunea și atenția de care are nevoie. Știu fetele de când erau mici, deci prietenie, ca și surori suntem. I-ați cunoscut-o parcursul vieții. Da, da. Iar tanti Cioclo pentru mine, mie mi-a murit părinții acum vreo 10 și 11 ani, unul după altul la 3 luni, și ea pentru mine este ca mama. Când o văd, îmi trece dorul de mama mea. De ziua ei, bunicuța a sărbătorit împreună cu familia și a fost vizitată și de primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu. E o bucurie să sărbătorim astăzi pe doamna Lucreția la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani, o vârstă care azi se atinge din ce în ce mai puțin, având în vedere traiul pe care îl avem zilnic. Eu îi urez multă, multă sănătate, să-și ducă anii cu bucurie și cu putere, chiar dacă dumneavoastră se plânge că este destul de greu la această vârstă. Doamna Lucreția s-a născut în anul 1923 în localitatea Poroina Mare din județul Mehedinți. Acolo a petrecut ani buni ca lucrător la CAP, agricultura și grădinăritul fiind ocupațiile femeii, până când s-a căsătorit cu un militar și a ajuns să locuiască în Drobeta Turnul Severin. Doamna Lucreția s-a născut în anul 1923 în localitatea Poroina Mare din județul Mehedinți. Acolo a petrecut ani buni ca lucrător la CAP, agricultura și grădinăritul fiind ocupațiile femeii, până când s-a căsătorit cu un militar și a ajuns să locuiască la Drobeta Turnul Severin. Aici ea s-a ocupat de treburile casnice și de creșterea celor doi copii. La doar 4 ani, fiul Lucreției Cioclov s-a îmbolnăvit de meningită și cu greu a fost salvat de la moarte. Boala i-a lăsat un handicap pe viață, iar acum, mama văduvă de 17 ani, locuiește alături de cei doi copii ai săi într-un apartament din Drobeta Turnul Severin. Bunica are 3 nepoți și 3 strănepoți, care o vizitează de fiecare dată când au ocazia.